Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii din cadrul DIICOT, au efectuat miercuri 6 percheziții domiciliare în județul Prahova, într-o cauză având obiect săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. Anchetatorii au stabilit faptul că, începând cu anul 2020, o persoană ar fi comercializat droguri de mare risc în județul Prahova și în municipiul București. Totodată, mai multe persoane au procurat droguri de risc, respectiv cannabis, în vederea comercializării acestora către diversi consumatori pe raza județului Prahova. 29 de suspecți au fost duși la audieri, iar din casele percheziționate au fost ridicate sume importante de bani, dar și droguri.